Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Fără legătură cu treaba asta, știți ce a fost marți? Ieri, da. A fost ziua internațională a sănătății mintale. Fără nicio legătură cu asta, ați văzut ce să zvârcolea șoșoaca? Bă, zici că intrase Dracula în Catedrala Mântuirii. Da, na, așa adun simpatia oamenilor naivi și scârbiți și care n-au timp să se informeze pe bune. Și sunt atât de mulți, din ce în ce mai mulți. O să vezi că intră Zelenski în Moscova, dar o să rămână cu frică de șoșoacă. Tăracu! Când prins frică de șoșoacă, vă spun eu, greu scape. Foarte greu! Adică cum să vă zic eu că e... Cum ai frică de șobolan, de, de, de păianjen, de, de jderi? Chiar. O fi o chestie, frica de jderi? Care e, desigur, diferită de frica de frații jderi. Și de pagini, Da, dacă n-ați aflat încă, ne-a vizitat Zelenski. Iar statul român... N-a avut, domne, capacitatea să o... să o indisponibilizeze pe șoșoaca undeva într-o baie și să i dea drumul după ce își spune omul la discursul în parlament. Adică l-amenințase pe zile, ce vrei mai mult de atât? Nimic mai jalnic. Ca într-o casă de asta mare, aristocratică, unde ieși un copil cu probleme care când se fac petreceri vine la un moment dat și trage un rahat în mijlocul sufrageriei. Da. Asta e Diana Șoșoacă. Dita mai statul nu poate să oprească sirena asta împroșcătoare de rahat. Aici este România, e pământ sfânt, iar aici Zelenski nu are ce căuta să pângărească Parlamentul României. Bine, după ce prestează în felul ăsta, seara se duce probabil să-și ia porția de lături de la ambasada Rusiei. Recompensă, da mănâncă direct din porbagaj. E atât de rușinos că în Parlamentul României nu există un regulament care să fie și respectat. Bă, faci scandal, ești scos din sală. E simplu. Întrerupi o de două ori ședințele, de trei ori, dar după aia gata, mă, vale, te dau afară. Și cu filmatul ăsta? Bă, gata cu cocălăreala. Marș cu telefonul ăla din Parlament. Acolo se filmează oricum tot, se transmite oficial, în direct Poți să intri, să te uiți, ce fac ei acolo, mă rog, ce nu fac Adică, nu ești un jurnalist care investigează cum se cheltuie aiurea banul public Și îi aleargă pe unii care nu răspund la solicitări pe 544 Și se pitesc prin primării ca să nu dea ochii cu presa A, a, stați Că iar mi-am adus aminte de unde a plecat moda asta. Că l-am auzit pe barnă. Am lăsat un, un, element extremist, un personaj ridicol, să facă agenda publică. Existau foarte clar toate premisele ca doamna Șoșoacă să nu participe la acel plen, pentru că public exprimase, proferase amenințări la adresa acestui invitat. Deci nu era nicio problemă de intervenție a SPP-ului, de limitare a accesului exact pe această logică. A, ah, deci asta era soluția când făceați voi la fel? Să vă iase PP-ul de acolo? Haideți, Barna trebuie să-și asume treaba asta. Că ei, cei de la USR, au început cu mizeriile, cu live-urile pe rețele din Parlament, cu tot felul de comentarii jegoase, cu jigniri și toate cele pe care le fac acum Șoșoacă și Simion. Bine, cred că dacă ar fi venit Zelenski în Parlament, Ăla n-ar fi stat la discuții, domnule. E om care vorba aia bombardat de atâta timp. Mie că... Dar nu mai zic. Doamna Mimi! Veniți, doamnă, cu mopul! să a și eu și -o, tot parlamentul, că... <coughs> un actor de mâna a doua, un stripper, un dansator de bară, un dansator din buric, care a fost pus pe post de președinte cu asta te întâlnești, Iohannis. Ești criminalul propriului popor. Și din punctul meu de vedere ești un nazist. E posedată, n-ai ce să-i faci. Urlă până adorme. E ca ursuleții aia pe baterii, știi? Mi-a plăcut și faza asta. A, un actor de mâna a doua. Deci nici măcar un actor de clasă nu e, domne. Ca așa mai ziceam. E un actor de mâna a doua, nu merită. Și cine spune toate astea? Diana șoșoacă, frate. A Apropo, am văzut cu toții sondajele de zilele trecute pentru prezidențiale. E, nu că nu le cred. Nu reprezintă deloc, dar deloc o surpriză, în opinia mea. Ba, cred că încă stăm surprinzător de bine cred că s-au mai furat din procente de la extreme, așa? Adică e un miracol, dacă astea sunt cifrele, că atât de mulți n-am luat o razna complet în țara asta. Și nu căutăm soluții doar la extreme. Dar va fi mult mai rău de atât. Pentru că puterea actuală refuză să comunice. Vrea să controleze cu totul presa, plătind-o din bani publici. PSD și PNL calcă în picioare instituțiile și democrația în fiecare zi și le fac românilor cu bună știință, cu intenție, deci, viața din ce în ce mai grea. Așa că PSD și PNL sunt principalii sponsori ai șoșoacăi, ai partidului Aur, ai lui Simion. Și de-aia zic, Ciolacu, Ciucă, Iohannis, să nu mai contați prea mult pe înțelepciunea poporului român, pe bunul simț al românilor, pe mintea cea de pe urmă a românilor. Cât să-i țină și pe ei? Treaba voastră, treaba voastră. Mititelul Zelenski și cu Mititelul Simonis le probabil aveau vreo frică să nu-i mănânce doamna Șușoacă. Uite, Uite, ci că să te porți frumos cu ei, să nu-i jignești, domne, să nu te ei de tot felul de defecte pe care ei le au. Păi uite-l pe infantilul ăsta, care o minte de copil, Simeon. Scuze, de copil foarte prost. Deci el nu e în stare să ajungă la vreo idee, spune niște banalități și râde așa, ați văzut? Râdea prost mereu. Aceste creaturi, există pentru că n-au fost sancționate de la început. De când Șoșoaca făcea ca posedată pe rețele, de când smardoia și ăsta buticar agresa oameni în Parlament. De atunci ar fi trebuit să fie sancționați, amendați și tot ce s-ar face într-o țară cu legi. E foarte ridicol, trebuie să admitem ce se întâmplă acum. Dar, ca iobagi ce am ajuns, vorba lui Varoufakis în noua lui carte, Technofeudalism, vă recomand, e senzațională, ca iobagi care zilnic stăm cu orele pe rețele prestând gratuit pentru noi stăpâne ai lumii, deținătorii de cloud capital, purtăm și noi cetățenii partea noastră de vină pentru explozia acestor personaje infecte care dăunează grav democrației. Bună ziua! Ieri mi-am mai dat seama de o chestie. Tati, urât sunt unii oameni la costum și foarte, foarte falși. Adică atunci când te uiți la Zelenski, îți zici, bă, clar, omul ăsta nu o fi vreo lumină de băiat, da, uite-l, e clar că are treabă. Are ceva de muncit, nu? Se vede. Sigur, e și mult piar acolo. Nu poți să fii îmbrăcat în costum de generică la război. Dacă când te uiți la al nostru... Frate, dacă se îndoie, crapă toate alea pe el. Maximum să poate așeza la o masă. Dar ce muncă să facă Iohannis? Vedeți, pentru mine... Asta e singura răzbunare. Ok, nu merită să fie acolo unul ca Iohannis, deși noi l-am ales. Dar lasă, bă, că stă în costum toată ziua, umblă de colo-colo de zici care un băț înfipt în fund. De unde? Cred că doar o oră, două, la trei zile, așa. În rest, e plecat sau e în pijamale. Că în vacanță are altă uniformă. L-ați văzut? Iată! Iată, Pe de altă parte, când îi vezi atât de aroganți în costume de mii de euro, pantofi de în piele de prepuți de crocodil și ceasuri de naur, dar ei nu sunt în stare să facă acordul între subiect și predicat? Adică, în primul rând, respectul pentru o funcție îl arăți prin modul în care ești tu pregătit nu că îți o cravată bej la gât. Ne doare poponeți de dunga pantalonilor dacă vă vedem agramați și nebuniți după putere. Deci, deci, scuze, ce voiam să vă spun cu țara cu astea? Să ne luăm adio. Rahatul în care ne aflăm va continua pentru mulți ani de acum înainte. Iată. La curtea de conturi, unul dintre posturile de vicepreședinte, ce urmează să fie vacantată de Ilie Sârbu, socrul lui Victor Ponta și de Cosmin Nicula, va fi ocupat de Lucian Heiuș. Un astfel de post este remunerat cu peste 5.000 de euro, adică 27.000 de lei. Propunerea liberalilor pentru una dintre funcțiile de vicepreședinte al ANCOM este deputatul Pavel Popescu. Indemnizația pentru acest post ajunge la peste 30.000 de lei. Frumos, nu? Așadar, Șoșoacă și Simion și Aur sunt niște prăjiți, nu? Niște extremiști, domne, care pun în pericol democrația și care, ok, așa e. Și trebuie să o spunem de fiecare dată, să știe oamenii să facă alegeri în cunoștință de cauză. Dar să nu uităm că civilizația ăștia de la PSD și PNL pot fi infinit mai dăunători decât lătrăii de la aur. În timp ce șoșoaca se tăvălește ca gogoașa prin zahăr, PNL și PSD își împart funcțiile. Împart și iar împart banii noștri. Oameni obedienți, oameni care știu unde trebuie să ajungă un contract, un comision, oameni care știu să direcționeze nu doar spre ei și familiile lor, ci și spre partid. Știți ce este Ancom? O mină de aur pentru ei. Favorit pentru șefia SF este Liviu Voina, un apropiat al conducerii PSD, reprezentant al României la femei. Voina îi va lua locul lui Nicu Marcu, cel căruia îi se reproșează un mandat plin de scandaluri. Falimentele City Insurance și Euroins, doi foști lideri de pe piața asigurărilor RCA. Odată cu numirea în funcție, el ar urma să beneficieze de o indemnizație de peste 82.000 de lei. A, știu, ni se par bani foarte mulți, dar nu sunt. Sunt mulți pentru că suntem noi foarte săraci. Oamenii ăștia pleacă milionari din funcții publice și mare, mare atenție cu niște relații. Da, pleacă având zeci de oameni îndatorați, oameni care îi vor servi cu tot ce e nevoie pe mai departe. Da, deci, dincolo de urletele șoșoacăi, să ne uităm la ce se întâmplă în spate, la nenorocirea asta numită PSD-PNL. A, 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 băi, băi, l-ați văzut pe Ciolacu cu Zelenski? Ce aveți, bă, poezie, poezie? Okay. <laughs> mă scuzați, da? Deci am văzut faza asta de mai multe ori, și ieri și azi, încă mă amuză teribil. De ce? Păi, vă dați seama că Nea Marcel, un băiat atât de simplu, pe care nu-l recomandă nimic, nu bunghește o boabă engleză. Limba engleză e un joc de noroc pentru el. Și se dă 49, tată. Mai repede câștigă la păcănele decât să nimerească un cuvânt în engleză. Dar Zelenski probabil nu știa asta și vorbea cu el. Super! Da, da, știu, sunt rău și... Dar, dar, dacă Ciolacu chiar a vorbit, deci au avut o discuție acolo, eu cred că ne putem închipui cam ce-ar fi putut să zic al nostru. Și iată câteva variante de lucru. Băi, băi, Volodimire, mâncați ți gura ta. Eu știu cum e la război, mă. Păi, păi la Buzău mi-au spart niște dragi de copii geamurile la balcon. Am crezut că mor, auzi? Sau, sau, sau. Uh, Volodimire, eu nu știu cu armele, cu astea, dar cu mâncarea, să nu-ți faci griji. Are PSD un de vreo 10 milioane de pui de la ultimele alegeri. Deci... Sau, sau. Uh, haide. Haide, iau, iau înainte, intră repede și vorbește în șoaptă, da? Și o că a dormit puțin după masă și chiar nu vrei să o trezești, crede-mă. Ai auzit de război fonic? Păi vezi? sau, sau, sau. Iartă-mă că stau cu mâna în buzunar, frate, dar am o mâncărime de azi dimineață. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu, no. nu, no, asta sigur nu s-a discutat. Cine a pus mă asta în prompter? Doamne, maica, noi. ce tâmpit suntem. A, a, și totul în limba română. Normal. Că domnul Ciolacu e patriot. Ok, o violează el zilnic, dar nu trădează limba pentru curva aia de engleză. That bitch. Știe, știe Ciolacu și cu bici, cu de-astea, da. Păi a fost la premiera filmului Miami Beach 2, deci... Și a mai fost o fază foarte tare. Tot, tot acolo, tot atunci. Uh, da, înainte, vă aduceți aminte de Veo? Cu faza asta, ce-a mai râs? Thank you. Thank you, yeah. Mamă, ce s-a mai râs la faza asta, vă amintiți? Ha, ha, ce prostă dracu' e, Viorica, ce... Da, au râs până și a plătiți cu bani grei de PSD și PNL și care astăzi mucles. Măcar Veo a vorbit... Ciunlacul e fix din același film. Adică, el nu i-a zis lui Zelenski, frate, hai să dăm mâna, dă coadă, dă, -dă vastul că, da? Așa am înțeles că se face, știi? Nu, el a apelat la gimnastică, tati. I-a întins să-l ia mâna direct, ați văzut? A, și de aici se vede că Zelenski e în război de atâta timp. Nu se sperie cu una, cu două. Păi altul ar fi dat să-și apere bărbăția, nu? Știți că erau glumele alea de copii proști, cu toții le-am făcut, bă, bă. Adică, periculos de agresiv a întins mâna premierul nostru. Ce și-o fi zis Ciolacu, înainte de asta? Cum, cum dracu să spunem în engleză? Dă bă la bancoa, hai noroc. Cum, cum dracu zic noroc? good, good, good luck? E good sau gut Că parcă l-am auzit odată pe Iohannis, mi-a mi zis așa, gutu te Să nu zic dracu vreo prostie. Ia să întind eu mâna, mă, e mai sigur așa. Și a întins o l uia că ați văzut, na, ca orice necuvântător. Domnule, aia despre ce vorbim? Despre pensii speciale? Despre ce să vorbim? Da, pentru că jucând într-un film cu foarte mulți proști, noi, cetățenii, fiind cei mai mari proști, politicienii români sunt din nou la capitolul pensii speciale. E, e ca și cum ai face școala, dar periodic așa la 3-4 ani, te-ai întoarce la bastonașe. Trăim într-o buclă noi. E, e o boală de care nu ne putem vindeca. Așadar, dragii mei, aceeași ciorbă stricată reîncălzită, pensiile speciale, da. ci că se pun acum în acord cu deciziile ce cere. Vă avertizez că o să râdeți până o să dați în plâns, când o să vedeți ce fac ei de fapt. Da, e ideea că trebuie să arate că fac ceva, domn. Nu neapărat că și fac. Cât să arate mișcarea acolo. Că de treaba asta cu pensiile speciale depind niște bani din PNRR. Deci, niște contracte din care vin parandărături la partid. A, a, să ne înțelegem. Pe ei deja nu-i mai interesează atât de mult banii din PNRR în sine cât scandalul care iese atunci când se amână plățile. Asta îi deranjează. Altfel ați văzut, miliardele stau neatinse la BNR, iar în 2026, țuști, înapoi la UE banii. Aproape 1.200.000 de vârstnici primesc pensia minimă, adică numai 1.125 de lei. În plus, cum speranța medie de viață în România este de doar 75 de ani, seniorii nu primesc înapoi nici jumătate din cât au contribuit. Ei, ei, alo! ce e asta? Nici nu se pune problema să primești toți banii înapoi. Vedeți, așa arată o știre care manipulează. Nicăieri în lume nu primești cât ai cotizat. Totul se bazează pe principiul solidarității. Contribuim, fiecare în funcție de cât câștigă, ca să se distribuie la toți. Și la cei care contribuie mai puțin sau deloc. Păi, așa, pe logica asta, hai să-i omorâm pe oamenii care nu pot munci. Nu? Asta e la fel ca porcăria aia de mai auzi la tot felul de primari idioți sau chiar de la antreprenori sau jurnaliști. Păi, domne, dacă județul meu contribuie cu suma asta la bugetul național, de ce nu primesc eu cea mai mare felie? Păi, pentru că faci parte dintr-o țară, boule dacă în general bărbații spun porcările astea. Iar o țară are multe zone sărace, care trebuie susținute. Pe de altă parte, e descurajant când te uiți în ce țară trăim. Deci tu te spetești cu 1125 de lei pe lună, dar mori cu mult înainte de a lua amărât aia de contribuție. Pentru că mulți se duc de la muncă direct în groapă dacă prind un an doi de pensie, în care oricum dau toți banii pe medicamente, după o viață de muncit mult, de mâncat prost, de stres cât casa. E, și acum să vedem cum e la speciali. Proiectul are o condiție nouă legată și de vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor. Se vor putea retrage numai dacă au măcar 47 de ani și 4 luni, iar vârsta de pensionare crește cu câte 4 luni în fiecare an calendaristic. O, oh, tare! Deci nu mai pot la 42 de ani, trebuie să aibă 47 de ani. Și vârsta crește cu 4 luni în fiecare an. Mamă, cred că să știe acum. Oh, oh, Aoleu, că trebuie să mai muncesc. Ci că în 2061 vor ajunge și ei să fie ca oamenii. Dacă atunci vor mai exista oameni. Normal. Cele mai importante schimbări se vor aplica abia peste 20 sau chiar 40 de ani, atunci când vârsta de pensionare va crește și pentru specialii la 60 sau 65 de ani, iar pensia lor se va calcula în funcție de salariile avute pe tot parcursul carierei. Cei mai norocoși sunt magistrații. Aceștia rămân garantat cu pensiile de peste 20.000 de lei, pentru că acestea se vor raporta doar la ultimii patru ani de activitate, cu tot cu sporuri. Da, sigur, totul se face treptat, e normal. Că nu poți de mâine. O, dar nu chiar atât de treptat. Nu până în 2060 și nu știu cât. Că nouă, nenorociților, ne rupeți căpățâna cu taxe de pazi pe mâine. Dacă când e să umblați la privilegii, uu, puneți mâna pe pensetă, da, la noi, la populime, firme și restul cu târna coputată. Da, la populime, operație pe creier cu drujba. Dincolo? Ah, stai, luăm de aici. Da, ne ducem. Oh, oh, nu, nu, nu. A, și încă ceva. Dracu știe ce-o mai fi până în 2060. Că vin alții și dau alte legi. Se schimbă anual totul, nu vedeți? Cu alte cuvinte, treaba cu pensiile speciale e cam așa. Da, domne, le anulăm, n-am zis că le anulăm Însă atât de încet că trebuie să treacă o mie de ani ca să se vadă ceva Altfel, când e să schimbăm orice pentru populime, păi o facem începând de ieri Ia uitați ce frumoasă e viața pentru unii O judecătoare de la Tribunalul București nu poate justifica o avere de peste șase milioane de lei Cât, mă? 6 milioane de euro? Păi, mă scuzați, dar ăștia sunt bani chiar și pentru un psd ca să zic așa. Cum să nu poți să justifici 6 milioane de euro? Din cerșetorie, din ce ai făcut? A, a, domnul Claus Iohannis, apelez la înțelepciunea dumneavoastră. De ce nu are domne, fiecare român 6 milioane de euro în cont? Ghinion! Mai tăși, Doamne Dumnezeule, vedeți? Toți suntem cu nervi întinși la maximum. Deci, aici sunt două posibilități. Ori ai banii de înșpagă, ori știi și poți să arăți de unde ai. Nu e ca și cum, sta, stai, nu mi-amintesc de unde. Cred că am făcut niște meditații, cred că... Nu, eu vorbeam de doamna judecătoare. <laughs> uh. Nu cred că poți să ai 10 mașini Ferrari în curte și să nu știi de unde le ai. Trebuie să o întrebi pe nevastă ta. Auzi, Floricică! de unde avem mă, noi, astea 10 mașini de lux aici în curte? Mă, că de nu putem să facem un grătar de ele, auzi? Tu mai știi? Să le trimitem naiba înapoi. Și patru lumea muncește, nu? Ai normal? Pentru că cine muncește, lumea te vede. Așadar, pe partea economică, ce să mai luați o pasta. În octombrie anul trecut, estimarea pentru 2023 era de creștere economică de 3,1%. Apoi, în primăvară, s-a redus la 2,4%. Ca acum să se ajungă la 2,2%. Va fi undeva la jumătate față de creșterea din 2022. Bineînțeles că o să apară neamar Este, bă! O avem cea mai mare nuie, domne! Uite, ceva interesant. Guvernul controlează peste 200 de companii, care anul trecut au înregistrat toate la un loc un profit cu 250% mai mare decât în 2021. Că despre anul acesta, în prima jumătate, profitul a fost de peste 10 miliarde de lei la afaceri de 44 de miliarde, iar numărul angajaților a crescut până la 166.000. Mă ce e asta? Vă vi se pare normal? Aceeași nebunie, la fel ca băncile, companiile statului au avut profituri record fix într-un an în care cetățenii s-au tărât practic de pe o zi pe alta. E limpede, toți știa, ne-au jumulit pe noi, pe cetățeni, și privați și stat. Privații ăia, se știu ei care, că altfel foarte multe business ok au murit. Ați auzit probabil cât de mult se discută despre, domne, să se vândă toate companiile astea pe care le mai are statul, să fie vândute acțiunile, ce să mai. <gătă> iată care-i miza, iată profitul statului. Enorm. Și atenție, mare atenție, spre deosebire de bănci. Ăsta e un profit făcut în ciuda conducerilor incompetente ale acestor firme. În ciuda căpușării cu firme de partid, cu contracte, cu tot, în ciuda hoției generalizate de la stat. Pentru că același stat are și foarte multe firme care sunt în faliment total. E, ce soluție are statul pentru viitor? Iar toate aceste companii și implicit banii vor fi controlați indirect de o nouă instituție subordonată Secretariatului General al Guvernului. Se numește Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, pe scurt, AMEPIP. Odată cu înființarea sa, toate companiile de stat vor intra sub controlul premierului. Agenția nu se va ocupa însă și de companiile primăriilor locale. Corect! Ce face statul român când nu mai are ce să facă? Mai pune de o instituție. Mai angajează niște oameni de la partid, mai aduce niște birocratie în sistem, mai creează niște locuri, era să zic, de muncă, nu? Mai creează niște locuri unde să fie angajată clientela de partid. Așadar, o mega-instituție care să supervizeze toate companiile de stat. Vă dați seama ce putere e concentrată acolo, nu? Iar compania asta, atenție, să fie în mâna premierului Care devine astfel un mic dictator Superb sau cum? E atât de mișto că parcă nu mai vine lunea Marcel să candideze pentru cotroceni Serios? Candidează, bre, că oricum pierzi Nu lucrez cu scenarii în scenarite Bun, ce mai avem? Ah, tot pe partea economică Haideți să facem și ceva educație. Ne-ați cerut voi și ne tot gândeam și noi, așa că. Salut, milionarii mei! Vă cer deseori sugestii de subiecte pe care să le abordăm în materialele noastre. Mai mulți dintre voi mi-ați scris de-a lungul timpului că ar trebui să povestim despre importanța educării în zona economică, despre educație financiară, despre nevoia de a învăța cum să ne gestionăm mai bine banii. Mă rog, opinia multor tineri astăzi despre bani e că se fac foarte, foarte ușor și trebuie să fie extraordinar de mulți. Ai nevoie doar de o idee genială, ceva să se viralizeze, atât. Și stai, stai și aștept să-ți vină ideea genială, care desigur, în 9.999.000 de cazuri, 999, ,9 ,9 ,9, nu vine. Nu vine, pentru că n-ai cum să ai idei dacă tu nu faci lucruri. De preferat lucruri grele care te provoacă în fiecare zi. Vă place cum de cu sata. Sigur, și munca asta e bună, dar mă refer mai degrabă la lucrurile grele care te provoacă aici, la mansardă, și care îți cresc în timp puterea de negociere. Adică mai puține ore de muncă pentru mai mulți bani. Ok, am tot zis că dăm drumul unui astfel de proiect numit Starea Banilor, în care să vorbim despre bani, dă logic, despre economisire, despre disciplină financiară și despre multe altele. Așa a apărut ideea acestei colaborări cu Asociația Română a Băncilor. Voi încerca așadar, folosind tot ceea ce am citit, dar și experiența mea de antreprenor, care uu, depășește deja 25 de ani. Fără să am foarte multe lucruri cu care să mă laud, voi încerca așadar să răspund la cât mai multe dintre întrebările voastre legate de bani și bunăstare. <fie> și cei mai mulți dintre voi, cei care ne urmăriți, știți în mare ceea ce cred eu despre lume și, deci, despre bani, economie, bănci. Cred că prea puține lucruri mai țin astăzi de responsabilitatea personală. Suntem în mare măsură rezultatul mediilor în care trăim, media asupra cărora avem prea puțină influență. Suntem obosiți pentru că ni se cere să muncim foarte mult. Suntem bolnavi pentru că ni se oferă alimente proaste. Avem doar o iluzie a alegerii. Nu ne putem concentra pentru că atenția ne e furată, de multe ori, de aceste ecrane. Nu știm să gestionăm banii, pentru că nici nu prea i-avem. Ce să gestionezi când tu încasezi doar cât să te poți prezenta și a doua zi la muncă? Iată, România are cea mai crescută rată de sărăcie și excluziune socială din Uniunea Europeană. 34,4%. Media europeană, atenție, este de 21,7%. Însă există o demarcație fină între apatia totală a multora și efortul de a ne ascuți un pic simțul critic și de a ne face nouă viața mai bună, pentru ca mai apoi să încercăm să le facem bine și celor din jur. Sigur, când sărăcia se urcă pe tine, când te naști foarte, foarte sărac, e aproape imposibil să ieși de acolo. Pentru că pur și simplu mediul în care ești ținut captiv nu-ți oferă oportunități. Sau, dacă ele apar, n-ai cunoștințele, abilitățile necesare să le vezi și să știi ce să faci cu ele. E, în cazul celorlalți care nu provin din medii defavorizate și care au acces la educație și foarte multe oportunități de învățare, ei bine, ei nu prea se descurcă cu banii și pentru că după ce încep să-i aibă, nu prea știu ce să facă cu ei. Am aflat dintr-un raport al Asociației Române a Băncilor că 26% dintre români nu țin deloc evidența banilor iar 40% o țin aici, în căpșor. Mă rog, au ei impresia că țin vreo evidență. Nu e cazul, desigur. O veste bună, da, există și vești bune, e că scorul de alfabetizare financiară nu mai poziționează țara noastră pe ultima poziție în clasament. Suntem acum pe locul al treilea la coada topului după Letonia și Portugalia, potrivit studiului Eurobarometru al Comisiei Europene. Hai că stăm bine nu? Yes! 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 Și e foarte bine că educația financiară a devenit materie obligatorie la școală pentru elevii de clasa 8 -a, începând cu anul școlar 2020-2021. Următorul pas este aprobarea Strategiei Naționale de Educație Financiară, o colaborare între mai multe instituții, printre care și Asociația Română a Băncilor, ce are ca scop, printre altele, creșterea nivelului de cunoștințe ale cetățenilor și o mai bună gestionare a riscurilor asociate unui acces tot mai facil la servicii financiare. Începând de astăzi, așadar, în cadrul emisiunii, vom încerca să răspundem și aici întrebărilor voastre despre educație financiară. Un prim pont, dragii mei, nu mai cumpărați lucruri ca nebunii. Educați-vă să faceți diferența între nevoie și dorință. Știu, e foarte greu, dar e un pas atât de important către bunăstare cu bine. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn